Ești talentat în diverse domenii ale artei și nu ai reușit să-ți fructifici aceste aptitudini. Acum ai o șansă. Casa Municipală de Cultură a fost de curând gazda unui proiect numit Evadarea în Artă. În cadrul acestuia se vor organiza diverse concursuri la care poate participa oricine, atâta timp cât are un talent și statutul de elev. Este declarat anul european al voluntariatului. În acest sens a fost lansat proiectul Evadare în Artă. Acesta reprezintă un festival ce reunește o serie de concursuri, spectacole și activități, ateliere de lucru, expoziții, menite să descopere și să promoveze tinere talente. Festivalul este susținut de Casa Municipală de Cultură, Fundația Negru Vodă, dar și de anumiți profesori din cadrul școlilor și liceelor făgărășene. Teatru, fotografie, film, dans modern, dans tradițional, creație literară, creație plastică și muzică. Acestea sunt domeniile în care elevii de generală, dar și de liceu vor putea să-și demonstreze aptitudinile. Înscrierea la aceste concursuri are loc în perioada 14-17 martie. Mai multe informații despre concurs, dar și regulamentul acestuia pot fi găsite pe site-ul bzf.ro.